Să luăm aminte, zis a Domnul către ucenicii săi, aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul, dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus, nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Dar toate acestea le vor face voi din pricina numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit păcat, nu ar avea, dar acum le-au cuvinte de vinovăție pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut pe cap, nu ar avea, dar acum m-au văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar aceasta s-a făcut ca să se plinească cuvântul ce-a scris în legea lor, m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite, voi de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus, ca să nu vă smintiți, vă vor scoate pe voi din sinagogi, dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide, va crede că aduce închinare lui Dumnezeu. În vremea aceea, intră în vis, în corabie, ucenicii lui l-au urmat și iată furtună mare s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Și venind ucenicii la el, l-au deșteptat zicând, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Iisus le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Atunci s-a ridicat, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină, iar oamenii s-au mirat zicând, cine este acesta ca și vânturile și marea ascultă de el?